Salut! Mă numesc Andrei Draghia și după cum a zis Dani, în următoarele minute o să vorbim despre application performance. Acel from A to Z e din experiența mea. Cine sunt eu? Sunt în momentul de față technical lead la iQuest. Lucrez în iQuest de 4 ani. Ca și core este limbajul Java. Peste el am construit abilități de web developer, am lucrat câțiva ani ca web developer înainte de iQuest. Folosesc atât pentru backend cât și pentru frontend, JavaScript. Ca și domeniu de experiență sau ce fac în iQuest mai concret, lucrez în zona de e-commerce, dezvolt aplicații pentru clienți folosind tehnologii cum ar fi SAP Hybris. Momentan joc rolul de technology and innovation, head of bla bla. Și am livrat mai multe aplicații în zona de comerț online pentru telecom ca și industrie, pentru retail. Ca să vă dau câteva exemple, telecom din Ucraina, Kyivstar, aplicație cu 4 milioane de utilizatori în producție. Și m-am ocupat de partea de performance pentru această aplicație. Au alt exemplu, ar fi Altelecom în Polonia, aplicații de retail în Germania, care au trebuit să treacă și prin Black Friday-uri și alte evenimente de genul. Deci, ce o să vă spun azi, în principiu, din experiența pe care am acumulat-o făcând lucrurile astea? E doar o perspectivă. O să vă invit după aceea la acel workshop să aud și perspectiva dumneavoastră despre partea de application performance, optimizations and others. Ca și agenda, o să încep cu ce-i performanța, ce înseamnă să facem improvement de performanță, sau care sunt cerințele actuale pentru o aplicație să fie performantă sau ce cere piața în funcție de domeniu, când facem performance improvements și câteva exemple de tool-uri pe care am putea să le folosim pentru asta. La final va fi o sesiune de Q&A unde mă puteți întreba diverse lucruri, dar nu numai, și după la cafea, la whatever, bites. Ca și ce este performanța, o definiție care mie îmi place este cât de potrivită este implementarea unei soluții ca să satisfacă cerințele clientului de acum, cât și cele din viitor. Da? Deci o aplicație, în opinia mea, este performantă dacă atât implementarea ei este bună, dacă avem o implementare defectuoasă, soluția, arhitectura, cerințele, toate pot să fie perfecte. Dacă implementarea e defectuoasă, aplicația nu va fi performantă. De asemenea, poți să ai o implementare genială, dacă soluția nu este ce trebuie pentru acel domeniu, iarăși nu va fi performantă în final. Ca și performance targets, ce înseamnă performance targets? Sunt ce noi trebuie să atingem ca să putem numi că acea aplicație este performantă. Și dacă nu le atingem, atunci nu este performantă. Ele se mai numesc și Key Performance Indicators, KPIs. De obicei le specificăm într-un contract. Ele trebuie să fie, să le putem cuantifica. Da? De exemplu, dacă spunem că aplicația trebuie să meargă repede. Da? Asta nu e ceva ce putem cuantifica, nu e ceva ce putem măsura. Că aplicația trebuie să meargă într-o secundă, să se încarce o pagină într-o secundă, ok, we're getting close. Asta putem măsura, e ceva cuantificabil. De asemenea, KPI-urile se aplică la domeniul problemei noastre, domeniul aplicației pe care o facem. Da? Dacă vorbim de o aplicație B2B, acolo avem un pic alte KPI-uri. Dacă vorbim de o soluție de marketing, da, avem alte KPI-uri acolo. De obicei, aceste KPI-uri sunt setate de client. Clientul știe cel mai bine, își cunoaște cel mai bine business-ul, își cunoaște cel mai bine soluția. Dacă nu și-o cunoaște, există consultanță să afle asta. Da? De obicei, se determină pe baza experienței lui din trecut sau a predicțiilor pe care acesta le face pe datele pe care le are.
De obicei, un client a pornit cu o anumită soluție înainte, da? Un site, un ceva înainte și știe ce trafic a avut pe el și poate să facă niște predicții de ce trafic o să aibă. Ca și niște exemple de KPI-uri, să zicem 800 de user concurenți, trebuie ca și CPU sau memoria să stea undeva la 80%. Da? Sau response time-ul, da? Cât de repede se încarcă o pagină sau un API, cât de repede răspunde un API, să fie sub 1,5 secunde pentru 85% din request-uri. Aici, iarăși, acest 85% este ceva destul de important de specificat. Da? Pentru a trata diverse cazuri, spike-uri, știu eu dacă lucrați în lumea Java, mai există acel garbage collector, care o să vă dea peste cap dacă în contract nu e specificat acel 85%. Un alt exemplu poate să fie response time mai mic de 4 secunde pe paginile, pe 90% din pagina de cart. Sau să poți să faci handling la 1000 de request-uri pe minut, sau 100 tranzacții pe secundă, sau whatever. Cam așa arată niște KPI-uri, da, de performanță. Acelea sunt pentru performanța aplicației, la viteza ei tehnică, dar pot fi și pe alte perspective. De exemplu, din perspective de UI, UX, da? Aplicația să aibă un sau conversion rate-ul în aplicația mea, cât de multe comenzi se transformă în ordere, cât de multe vizite se transformă în comenzi la final, sau câți useri intră și rămân pe site-ul meu, da? Bounce rate-ul acela, sau câți user adaugă ceva în cart și nu mai fac nimica cu el, mai departe pleacă. Astea sunt iarăși indicatori care ne pot da un feeling despre performanța aplicației mele, dar nu doar din perspectiva vitezei. Performance improvement. Da? Că dacă vorbim de improvement, trebuie să vorbim de undeva unde vrem să ajungem. Goal-ul aici este ca aplicația noastră să atingă acele KPI-uri. De obicei toate. Vorbim de improvement. Improvement-ul în cazul acesta se face prin iterații sau este recomandat să-l faci prin iterații. N-am văzut până acum o aplicație care face un Big Bang approach. Deci ai ceva slow, un milk și peste noapte l-ai transformat în cal de curse. Da? De obicei pas cu pas. Iarăși vorbim de improvement. Ca să facem improvement trebuie să avem niște date clare, măsurate. Da? Măsurate înainte și după ce am făcut ceva. Și putem să vă zicem că este improvement doar dacă măsurătoarea de după este mai bună decât cea de dinainte. Da? Ca și un proces pe care mi l-am gândit eu, să zic așa, pentru a face un performance improvement, acei pași de care vorbeam iterativi, ar fi, prima oară am o aplicație, da? Îi fac deploy undeva, monitorizez acea aplicație, văd cum se comportă acum, vin cu niște tool-uri specializate, testez, măsor care e performanța ei acum, da, cel de-al doilea bullet de acolo. După ce am testat, am obținut niște rezultate, într-un format sau altul, și încep să le analizez. Și încep să identific din ele care sunt punctele unde eu pot face improvement. De obicei, aici o să se observe niște hotspot-uri, se numesc. Da? Niște puncte unde eu pot să câștig rapid, quick wins. Dacă modific bucata asta de cod, o să crească performanța cu X%. Da? Deci sunt niște picuri care le observ în zona asta de analyze and identify. Pentru partea de, după ce am identificat niște zone unde eu pot să fac improvement, o să fac un plan, da? Și o să fac acele improvement-uri. O să Dacă sunt foarte multe, de exemplu, descoper foarte multe puncte unde pot să fac improvement, nu o să le fac pe toate deodată, înainte să fac acel deploy. De asta trebuie următorul pas, să reiau procesul. Ci o să prioritizez, să văd, ok, avem 1, 2, 3, astea 3 le facem acum, facem un deploy, iar monitorizăm, vedem că ce am făcut eu chiar aduce un improvement și nu este doar în capul meu, și continui procesul. Testez, măsor, toate cele. Ca și niște tips and tricks aici, acea primă întrebare e o sabie cu două tăișuri. Da? Dacă avem niște KPI-uri
care să zicem că ni se par unattainable. Da? Deci nu pot să ajung, să zicem, acei 8.000 de user concurenți. Bun. Acei 8.000 de user concurenți, cineva trebuie să mi simuleze cumva sau trebuie să existe acei user ca să pot să fac acel test, să fac tot procesul acela. Dacă în contract este un KPI ca acela de 8.000 de useri, acea întrebare poate să mă salveze sau să mă ajute direcționând către client sau spun clientului, dă-mi acei 8.000 de useri. Dar pe de altă parte, clientul poate să zică, ai zis că îi faci, fă tu acei 8.000 de useri. Da? De-aia zic că o sabie cu două tăișuri. Te poate salva de niște KPI-uri care sunt attainable, dar te poate îngropa în unele cazuri. Use it with care. Al doilea, identify multiple improvements at once. Da? Ce ziceam și mai devreme, lista de puncte care pot fi improvuite, prioritizate, făcute mai multe, identificate mai multe puncte, da, luat, nu știu, primele trei, să zicem, și implementate acestea, pentru că, per total, ce am observat eu, dacă faci câte un punct pe rând, one by one, acel step de deploy, deploy, test, measure, toată zona aceea, analyze, o să-ți crească timpul ca să ajungi la o aplicație performantă mult mai mult. Deci acel proces în sine, chiar dacă este automatizat cu Jenkins, cu whatever you want, o să vedem niște exemple, Dynatrace, New Relic, da, aplicații de monitorizare care fac automat anumite lucruri și îți dau niște rapoarte frumoase. Chiar dacă avem toată partea asta automatizată, per total repetând procesul, o să ne crească timpul. Și atunci eu personal recomand să se facă în grupuri. De asemenea, eu recomand să încercați să nu folosiți tool-uri făcute in-house, pentru că există șansa ca acele tool-uri să vă păcălească. Și există șansa ca acele tool-uri să aibă erori. Sau să vă aducă un overhead, punând acel tool să vă monitorizeze aplicația, să încercați să extrageți niște date cu el, posibil să vă introducă o marjă de eroare acolo, care, deși dumneavoastră ați atins performanța fără acel tool, cu acel tool n-ați atins-o, cu acel tool pus acolo. De obicei, tool-urile profesionale sau care sunt dovedite țin cont de acea eroare și în rezultatele pe care le oferă o scad. Sau acea eroare este marginală. De asemenea, încă un lucru aici, the fastest code is the code that never runs. Da? Aici e mai mult în ideea aceea de caching, de hai să evităm să facem calcule de care nu avem nevoie. Acest tip and trick se referă mai mult la partea de cod, unde putem să evităm anumit cod să ruleze dacă l-am rulat odată, da, a doua oară să nu-l mai rulăm, folosind caching, folosind tehnici precum memoization sau altele. De asemenea, aici mai e o capcană când vorbim în procente. Da? La performanță, dacă vorbim de procente, de la 4 secunde la 2 secunde, ceva relevant, da? 2 secunde acolo, înseamnă 200% improvement. Dacă vorbim tot de 200% improvement, de la 0,4 la 0,2, asta nu e relevant, KPI-ul nostru poate era o secundă, deci sub o secundă nu e relevant, dar tot 200% improvement avem. Da? Ok, avem o întrebare acolo? Am vrut să-l testez. Test. Da, merge. Da, deci dacă vrei să faci chestia aia și până vrei să faci revert, pentru că constați că măsurătoarea ta ulterioară este mai mare decât măsurătoarea inițială, ți-ai desface absolut toate punctele pe care le-ai făcut în da. Batch-ul ăla. Da. Și dacă două din trei erau ok, doar a treia îți făcea mai greu, de fapt. Atunci vii și te uiți în acea zonă. Da? Deci când faci următoarea analiză, vei observa acolo și în care zonă sau unde performanța ta scade, care zonă îți impactează cel mai mult performanța. Și dacă zona care îți impactează cel mai mult performanța este acolo unde ai făcut unul dintre cele trei, să zicem, improvement-uri, da? O să ai un hint că acela ar putea fi cauza, celelalte două ar fi ok. Ideea este că improvement-urile respective sunt cazuri în care, într-adevăr, se pot face overlap, dar
de obicei hotspot-urile sunt izolate. De obicei. Dacă se face, dacă avem overlap, atunci nu aș mai zice că e neapărat un hotspot. Aș zice acolo că este mai degrabă sunt mai multe probleme care împreună cauzează acea deficiență, care în fiecare din ele aduc un impact de performanță, dar nu un impact major. Da? Okay. De obicei, un impact major ți-l aduce una singură. De asta aș zice că sunt izolate. Ok, mersi. Bun. Ca și idei de, sau ca și cerințe, să zic așa, de performanță, care le avem, ne cere lumea reală în prezent. Google, de exemplu, zice că ca să ai un SEO bun, să ai o aplicație ok pentru userii tăi, targetul ar fi undeva 1 second response time per page. Asta e ce zic ei. Acum, dacă aplicația este un B2B, de exemplu, da? Deci nu ceva pentru clienți, nu ceva ce noi o să-l folosim în viața de zi cu zi în afara muncii, dar ceva pe care niște business, oameni de la serviciu, să zicem, îl vor folosi, atunci cerințele ar fi undeva mai mari, n-ar mai fi o secundă. De obicei, în B2B-uri nici nu prea se pune accent pe performanță dacă vorbim de un site care este folosit de oameni. Da? De asemenea, dacă vorbim de ad-uri, avem un API care implementează ad-uri, nu știu, să zicem Google AdSense, ok? Acolo deja vorbim de milisecunde, nanosecunde, poate, ca și viteză cu care trebuie să răspundem. Da? Deci este un alt nivel la care vorbim de acele KPI-uri. Dacă nu știu, lucrăm pentru Netflix, acolo iarăși avem un alt domeniu. O să ne zică ei ce KPI-uri au, ce KPI-uri trebuie să atingem. De obicei, targetul nostru de performanță este sau ar trebui să fie documentat într-un contract sau într-un software, architecture, document sau în altceva. Deci, pentru aplicațiile noastre, ar trebui să ne putem duce la un astfel de document și acolo să găsim care sunt KPI-urile pentru aplicația noastră. Dacă nu sunt, good for us. Când începem să facem optimizări? Când adunăm requirement-uri? Why not? Da? Aici putem, prin requirement gathering, putem înțelege atât partea requirement-urile pentru contract, unde putem zice că unde stabilim acele KPI-uri și putem să începem din partea de KPI să optimizăm, să ne lărgim, să zic așa, cerințele, să ne facem viața mai ușoară, sau putem să identificăm de acolo că anumite cerințe vor fi greu de implementat și doar o mică schimbare în logica de business a acelei cerințe, iarăși, poate să crească performanța, da? Deci un ochi acolo atent poate ajuta destul de mult. În partea de arhitectură, mai ales în funcție de domeniu, poate fi ceva, iarăși, foarte important. Dacă vorbim de financing, de exemplu, aici este un model arhitectural numit LMAX, care oferă o performanță, este ceva, un model arhitectural foarte targetat pe domeniul de financing și oferă o performanță optimă, momentan, în lumea publică, pentru acest domeniu. De asemenea, poate pentru noi se pretează o arhitectură microservices, tot e buzzword acum. Da? Deci zona asta de architecture trebuie să ne uităm la ea și să facem optimizări și de aici. Pe partea de UI, UX, aici, de asemenea, doar dintr-o simplă modificare de UI, da, putem ori să obținem performanță, ori să simulăm performanță. Până la urmă, depinde dacă este un site care este folosit de oameni, da? Poți să alterezi percepția acelor oameni. Da? Și prin diversele animații, diversele moduri în care îți încarcă un site, să crești performanța aparentă a acelui site, care în final crește satisfacția. Da? Pe partea de implementare, unde aici cred că știm, modificăm în cod, putem efectiv să facem codul nostru să fie mai rapid prin diverse tehnici, folosind diverse tool-uri tehnici, am zis caching,
sau folosind algoritmi mai performanți, sau știu eu, putem să implementăm într-un limbaj care e mai aproape de codul nativ și are mai puținele nivele de indirectare. De asemenea, înainte să mergem în producție cu acel sistem, dacă până acum n-am făcut-o și cel puțin în zona de implementare n-am fost atenți la performanța aplicației, care de obicei nu se întâmplă decât dacă e produs propriu și companie mai mare, pentru ceilalți nu prea am văzut să se facă, să fie un ochi atent la partea de performanță în timpul implementării, atunci înainte de a merge în producție acolo, ne uităm la partea de performanță, măsurăm și încercăm să optimizăm acolo ce putem. Iarăși, după ce mergem în producție, e foarte important, pentru că după apar tot felul de schimbări, configurări, alte nivele de date, alte volumetrici pe care poate nu le-am anticipat corect de la început. Și iarăși e important acolo încă un ochi atent și diverse optimizări pe această platformă sau pe aplicația noastră ca să continue să fie performantă. Da? Dacă mă duc la un nivel, nu e suficient să rămân acolo, trebuie să o ținem acolo. Niște lucruri la care aș recomanda atenție, să nu optimizăm fără măsurători. Da? Deci nu ne apucăm că mi se pare nou că am citit pe Stack Overflow, uite, dacă folosesc for-ul ăsta și fac unwind și dacă fac nu știu ce și nu știu ce și nu știu ce, o să am performanță. Not really. Poate chestia ți-o face deja compilatorul și de fapt nu faci decât să faci codul mai greu de citit. Care există tool-uri și pentru chestia asta, dar poate n-ai nevoie de ele. De asemenea, aveți grijă mai bine să fie un cod mentenabil și citibil decât să aibă o grămadă de performance optimizations. Ăsta, în principiu, este și un sfat pentru oamenii care acum, pentru dumneavoastră care de acum începeți să intrați în domeniul IT, da? Care sunt la început. Aici este o tendință să meargă spre un cod optim și să se sacrifice cât de citibil e codul și cât de mentenabil e acel cod pe viitor. Dar, in the long run, e mai importantă partea de mentenabilitate și readability. Da? De asemenea, foarte important ca volumetricele, câte date o să avem în baza de date. Câți useri o să avem, cum ziceam. În funcție de domeniul nostru, da? Volumul de date cu care lucrăm, poate să ne impacteze foarte, foarte tare aplicația. Inclusiv, poate am avut cazuri în care memoria, da, cât RAM îi dădeam la o bază de date, afecta performanța. Da? Îi dădeam 64 de giga, 128 de giga de RAM și baza de date mergea mai prost. Bineînțeles, erau niște configurări care trebuie făcute, dar atenție la volumetricele acestea. Pentru că în funcție de ele se poate schimba parametrii ecuației noastre. Ca și niște exemple de tool-uri pe care le putem folosi în această zonă. De exemplu, în special în lumea Java, da, tool-ul care l-am folosit eu venind din această lume, JMeter, un tool care e dezvoltat de Bash Foundation, care este focusat pe a face performance testing, a pune load pe acea aplicație, da? Două tipuri de teste, load test, stress test, cel puțin asta le-am făcut eu cu el, poate se pot face și altele, nu știu. Ca și load test, ce înseamnă? Înseamnă să vedem cum se comportă acel sistem sub un load pe care noi îl anticipăm, stress test, să mergem peste și să vedem, să încercăm să-l punem în picioare, să-l punem jos, da? Să-l stresăm la maxim, să vedem cum se comportă, să vedem că e rezilient acel sistem. Ca și sau cum lucrează el, în el se definez niște test planuri, așa se numesc, și aceste test planuri rulează o serie de pași, de requesturi, care ar trebui să simuleze acțiunile unui user normal, un journey al unui user prin aplicația ta, da? În funcție de scenariul pe care îl vrei testat. Practic, ți-ai făcut acest test plan, l-ai dat la JMeter și JMeter o să fac acele request-uri pentru tine, da? Pe on multiple threads, da? Ziceam acolo, și poți să-i specifici și cât să aștepte, ok, facem un request acum, stăm 5 secunde, mai facem un request,
Da, să încerce să simuleze un load natural. Da, că un user normal nu o să vină și o să clic super repede prin aplicația ta, ci o să facă niște pauze din când în când. Bun. De asemenea, dacă cu un singur JMeter o să încercăm să facem să simulăm un milion de useri, ce o să se întâmple este că o să rămânem fără thread-uri. Și ce o să se întâmple este că fiecare request din ala o să meargă mult mai încet și rezultatele noastre de fapt o să fie afectate de performanța tool-ului de test, nu de performanța aplicației noastre. Da? O să ajung acolo să vedem niște timpi uriași, dar din cauza că ăsta nu poate să facă atât de multe. Și atunci trebuie și aici atenție ca acest tool să fie scalat suficient de bine. Da? Pot fi folosite soluții cum e Amazon-ul ca să scalezi JMeter-ul, să poți să simulezi tot traficul pe care îl aștepți sau care este cerut de acele KPI-uri. Ca și un tool cu care se pot face măsurători și monitorizare după, ar fi New Relic, de exemplu. Da, este o soluție software as a service, destul de accesibilă, au și un demo plan de 30 de zile. După au un limited set of functionalities după ce expiră acel demo plan. Suportă o gamă foarte largă de limbaje, da, deci Java, .NET, PHP, a lot of them, JavaScript. Este o soluție agent-based, ceea ce înseamnă că trebuie să instalezi ceva în codul tău. Asta are și un aspect destul de important, că poate unii clienți au, știu, o cerință de securitate, iarăși el va duce datele alea în cloud, fiind un software as a service, deci nu vor fi în teritoriul tău, ci vor ajunge undeva în cloud. Aici pot fi inclusiv lucruri legale, dacă asta se pune undeva în Rusia, datele trebuie să rămână acolo, sau în China trebuie să rămână acolo datele, deci o soluție de genul nu o să fie neapărat legală. Ca și funcționalități pentru monitoring, ce ziceam, știe alerting, știe historic data, să-ți țină minte ce a fost acum o lună în aplicația ta. Poți să setezi diverse threshold-uri pe lângă care să te alerteze sau pe lângă care să facă mai multe acțiuni decât cele normale. Îți oferă inclusiv agregare de loguri, datele, query-urile de la DB, stack-ul de execuție, da, exact prin ce cod a trecut. Ca și alternative relativ similare, poate fi Dynatrace, AppDynamics, Flopsar, ok? O secundă că a apărut aici ceva. Windows vrea să se updateze. Mm-hmm. Bun. Alt tool cu care se pot face măsurători, în lumea Java, un tool care nu este agent-based, da? Este Visual VM. De asemenea, putem să măsurăm, putem să analizăm niște lucruri acolo cu el, să identificăm niște hotspot-uri, niște probleme. Are un tab foarte drăguț, stai pe el, hotspot, îți arată exact, uite, acolo te duci și te uiți, acolo e o problemă. Nefiind agent-based, el trebuie să se conecteze cumva remote la aplicația ta. În lumea Java avem protocolul JMX cu care se poate conecta. Ca și un set de funcționalități basic, îți oferă thread-uri, monitorizare de thread-uri, poate să facă inclusiv deadlock detection, să vadă dacă niște thread-uri acolo sunt blocate, se blochează una pe alta, da? Sau dacă se întâmplă niște lucruri care nu sunt neapărat healthy pentru thread-urile tale. Poate să îți zică JVM startup parameters, astea vin din cauza că folosește JMX, îți ofer niște lucruri out of the box acolo. Poți să monitorizezi memorie, CPU, call stack, da? Iarăși să văd exact ce cod s-a executat. Aici pot să văd iarăși, cum am zis, ce metode sau de câte ori s-a executat fiecare metodă și să văd ce metode din aplicația mea se execută cel mai des, să zic că ok, nu vreau să-mi arăți metodele din JDK, da? Cele care vin din Java, I don't care about them, arată numai metodele din pachetele mele. Și pot să văd acolo cu o anumită metodă, chiar dacă ea durează foarte puțin, mi s-a executat de un milion de ori și there might be a problem. De asemenea, ce mai poate să facă? Poate să facă recording, să iau acel recording, să-l dau la un coleg,
da? Și să analizez cu celălalt coleg, să fac un fel de collaborative work on it. Un alt tool, asta e în special pentru partea de monitoring, sau cel puțin acolo l-am folosit eu, dar se poate folosi și pentru lucruri mai avansate, analiză, measure, da? Să identifici și unde sunt diversele probleme, să ți le zică el automat. Ar fi Splunk, da? Ei îl prezintă ca și Platform for Operational Intelligence, n-am idee exact ce înseamnă. Versiunea de producție, production ready, să zic așa, sau care le pune să-ți facă monitorizare pe un server de producție sau poate pe un cluster de producție, costă destul de mult, da? Deci costurile la el cresc foarte mult. În schimb, are variantă free, un număr limitat de date pe care le poți folosi, un număr limitat de servere pe care le poți folosi și e ok dacă vrei să-ți faci asta, de exemplu, înainte să mergi în producție. Da? Poți să ți-l instalezi pe mașina ta locală, poți să îl conectezi remote, poți să îl conectezi cu niște agenți în funcție de ce vrei să obții de la el, ca și date de input, poate să citească din anumite fișiere, poate să citească ea parametrii la sistemul de operare, da? De exemplu, să vezi, știu eu, ce porturi sunt ocupate, câte fișiere sunt deschise pe sistemul tău de operare. Poate să citească de la JMX. Poate să pui alte plugin-uri cu care să faci, știu eu, ce vrei până la urmă. Dacă nu găsești un plugin, ți-l faci. Da, you can also do that. Basically, ăsta e foarte bun, tool-ul ăsta, la a agrega date și la a obține, la a extrage anumite informații din el. Aici poate ați mai auzit o alternativă free, ELK, nu? Elasticsearch, Logstash, Kibana. E o alternativă free, dar necesită mult mai multă configurare. De asemenea, în ELK, dacă nu ți-ai configurat bine, posibil să-ți pierzi niște informații, să nu le mai poți recupera. Aici nu se întâmplă asta. Da? Deci, chiar dacă costă, îți oferă niște lucruri de care poate ai avea nevoie. Ca și performanță, iarăși, este mai performant decât ELK. Da? Se mișcă mult mai repede și indexează mult mai repede un volum mai mare de date. Îți extrage mai repede informațiile din el. Ok. No. Despăzit. Pentru hands-on, pentru a asculta și povestea voastră, asta a fost doar povestea mea, un pic din experiența pe care am obținut-o făcând lucrurile astea. Pentru a avea un dialog pe tema asta, vă aștept la workshop. Ok? Mersi. Thank you.